Sala de evenimente a Consiliului Județean Prahova a găzduit marele eveniment într-o atmosferă de gală, rând pe rând invitații de seamă au primit distincții și au rostit alocuțiuni. Invitat de marcă a fost principele Radu al României. Este o cifră impresionantă, 155 de ani, în orice fel de a evita, raportat la viața noastră a oamenilor, e enorm de mult. Sunt cel puțin 5 generații, dar și raportat la vârsta unei instituții venerabile, e un timp foarte, foarte îndelungat. Ați citit în viața publică românească de mai multe ori o apreciere care e eronată. Unii dintre noi au crezut că România s-a născut în 1989, au crezut acest lucru multă vreme. Mai mulți decât atât au crezut că România s-a născut la 1918, fiindcă așa părea că aniversăm un centenar de când există România. Alții au spus România modernă, dar de fapt România modernă are certificatul de naștere cam o dată cu dumneavoastră. În deceniul acela în care se făcea trecerea de la Alexandru Ioan I la Carol I, s-au pus adevăratele baze ale statului nostru modern. Legiferat de altfel printr-o Constituție excepțională în anul 1866, doar 2 ani după ce dumneavoastră ați venit pe lume. S-au derulat și momente artistice de-a lungul întâlnirii în aplauzele publicului spectator. În noiembrie, Colegiul Național Ion Luca Caragiale împlinește 155 de ani de existență ca instituție școlară. Este o cifră frumoasă, e un număr de ani pe care nu foarte multe școli îl au și atunci trebuia marcat ca atare. Au fost 2 săptămâni de evenimente frumoase, au fost lansări de filme, au fost vernisaje de muzee, au fost simpozioane de istorie și geografie, au fost lucruri extraordinar de frumoase, au fost întâlniri între generații de caragialiști, întâlniri între părinți și copii, între părinți caragialiști și actualii copii. Au fost o multitudine de activități care ne-au făcut pe noi să marcăm acest moment, dar i-au făcut pe copiii noștri să înțeleagă și mai bine comunitatea căreia îi aparțin. Că a fi caragialist este o mândrie și este o onoare. Niciun invitat de seamă nu a plecat de la eveniment fără o plachetă aniversară, o diplomă și alte câteva materiale pregătite special.